Se aude cântarea muezinului peste Ierusalim. Rămân lipită cu privirea în jos și ascult reverberațiile chemării la rugăciune. Se strecoară prelungi silabe printre firidele orașului vechi. Se așează literele în căușuri din piatră pentru a se asculta pe ele însele, țesute în cuvinte și istorisiri. Ierusalimul este începutul și sfârșitul de cale pentru ceasul omenirii. Este orașul meu, al tău, al unora, al multora. Ierusalimul este un oraș înfloritor. Partea veche a orașului și partea cea nouă atrag milioane de turiști anual. Percepția noastră este că bărbații din istorie au avut un rol important în crearea acestui oraș. Dar să nu uităm că și femeile din Ierusalim și-au pus amprenta în păstrarea și valorificarea acestui loc. În chip firesc, umbra marilor bărbați care au înnobilat Cetatea Sfântă pare a prevala în raport cu palidele și smeritele amprente episodice ale femeilor. Și totuși, dincolo de cele câteva mironosițe de Fecioara Maria sau de pelerinele ale veacurilor, pelerinajelor timpurii și alte femei apar în diorama amplă a istoriei, aceste cetăți multimilenare. Multe femei au jucat un rol crucial pe întreg parcursul civilizației umane. De la întemeierea unei familii la conducerea unui detașament de război, de la vatra de pâine și până la hiperbola actului eroic, femeile au contribuit constant la echilibru umanității. Aici Sibila, Melisanda, Maria, Isabela sunt doar câteva nume dintre cele care și-au croit destinul dinpreună cu oamenii de aici. De pe muntele Măslinilor nu putem să nu ne gândim la împărătesele și reginele care au avut un rol determinant în istoria Ierusalimului. Unii ar spune că istoria raportată la femei este o istorie secundară. În diversitatea ipostazelor, femeile sunt situate în clar obscur, în materie de aspecte decizionale și zugrăvite doar auxiliar ale unor utilități casnice sau în slujba bărbaților. Însă, de multe ori, în aceste penumbre, se ascund sincere povești ale devenirii. Mergem în Ierusalimul timpului contemporan. Într-un sincronism imaginar, vezi simultan doar ce știi și ce ai în fața ochilor, însă aproape niciodată o realitate în ansamblu. Vezi oameni așa cum îi crezi tu, din toate cele știute despre ei. Și uneori nu treci dincolo de prejudecăți. Ierusalimul are o istorie sacră și o istorie profană. Suntem pe muntele Măslinilor. În apropiere se găsesc două biserici închinate femeilor, Maicii Domnului și Mariei Magdalena. Ierusalimul este fascinant, iar impresia că te afli în orașul de odinioară și pe care tu îl percepi doar prin lecturile care ți-au alimentat imaginația sau prin credință, este atât de pregnantă încât îți creează iluzia că te găsești în Ierusalimul Antichității, indiferent de faptul că ceea ce te înconjoară are o datare mult mai recentă. Astăzi, pe muntele Măslinilor e liniște, dar au fost vremuri în care în aceste locuri se zămisleau planurile strategice de cucerire a Ierusalimului. Aceasta se întâmpla încă de pe când aici a campat legiunea 10-a romană, care vroia să asedieze cetatea. Și din păcate, și în timpurile moderne, muntele a fost un teren propice pentru tot felul de lupte. Abia în 1967, după războiul de 6 zile, s-a instaurat oarecare liniște, atât de necesare unei restaurări. Ierusalimul a fost cucerit de nenumărate ori. Regi, împărați, emiri au bătut la porțile lui și au încercat să-l cucerească. Unii au reușit, alții nu. În istoria Ierusalimului sunt câteva femei care și-au pus amprenta asupra acestui oraș. Sibila este una dintre ele. A trăit 40 de ani și s-a luptat cu armata lui Saladin, încercând să-i țină piept. Nu a reușit. A fost exilată în Tir. Au existat însă momente majore în care soarta orașului devenit vremelnic regat creștin al Ierusalimului a stat în mâinile unor femei ancorate mai degrabă în pragmatismul politic decât în stricta venerare a locurilor sfinte. Sibila, sora regelui Baldwin al IV-lea, a fost una dintre acestea. În literatura ebraică sacră se vorbește despre acest oraș la genul feminin, ca despre o femeie senzuală, plină de viață, frumoasă, uneori căzută în păcat, altăori virtuoasă. Sibila
s-ar ai găsit într-un fel anume în această descriere, fiind o luptătoare abilă și care și-a pus în practică cu multă dibăcie cele mai diverse șiretlicuri pentru ca jocurile istorie să se petreacă precum își dorea. Arătând o mare viclenie, dar și o remarcabilă pricepere politică și militară, Sibila a avut un rol hotărător în asediul Ierusalimului din 1187, atunci când sultanul Saladin a recucerit cetatea, declanșând cea de-a treia și cea mai teribilă cruciadă din istoria acestui loc. Miza tuturor celor care au încercat să cucerească Ierusalimul, indiferent dacă erau bărbați sau femei, împărați sau împărătese, regi sau regine, a fost cucerirea muntelui Templului. Pe întreaga parte dinspre suda muntelui Templului se găsesc ruine din epoci diferite ale istoriei iudaice sau ale musulmanilor. Orașul s-a dezvoltat simultan în două direcții, respectiv înspre Sion și radial față de muntele Moria, pe care avea să fie ridicat templul lui Solomon. După anul 70, Ierusalimul își pierde podoaba cea mai de preț, locul de aducere a jertfelor către Iahve. Cuceririle arabe de mai târziu recompun semnificația muntelui pe care strămoșul comun al seminților, Avram, a mers pentru a-și aduce fiul jertfă și veac după veac noblețea înălțimii sacre a fost conferită de Domnul Stâncii, de moscheea Al-Qshala și de celelalte lăcașuri de rugăciune musulmane care se află până în zilele noastre pe explanada templului. Din vremuri de demult apare și figura lui Soliman Magnificul, de care sunt legate fapte remarcabile din istoria Ierusalimului. Ridicarea zidurilor de apărare, dar și stabilirea drepturilor evreilor de a se ruga la zid, unde își făcuseră obicei să vină de prin secolul al IV-lea, îi aparțin lui Soliman Magnificul. Roxelanei, soția împăratului Soliman Magnificul, îi plăcea să-și dezvolte acțiunile alături de soțul său. La Ierusalim, cumpără și recondiționează un palat mameluc cu 55 de camere. Astfel ia naștere fundația Lăcașul Înfloritor. Reușește, în acest fel, să ocupe muntele Templului, un loc important din Ierusalim. Puține femei au marcat istoria, precum cea care avea să devină celebra Roxelana, sultana Roșie, care avea să o zucrăvească Tizian, un personaj feminin de prim rang, o personalitate mereu surprinzătoare cu un șarm magnetic și o ambiție indestructibilă, combinate, se pare, cu o înfățișare de basm, au făcut-o nemuritoare în conștiința multora. Roxelana, cunoscută în istoriografia otomană sub numele de Hurrem, Hasic Sultan, a fost de departe cea mai temută și controversată sultană din întreaga istorie a Imperiului Otoman. La porțile Ierusalimului au bătut regi, împărați și emiri. Astăzi aici avem turnul lui David. Putem rememora istoria. Turnul lui David, deși mărunt în comparație cu celelalte monumente, poate fi perceput ca fiind de 10 ori mai important într-o ierarhie sui generis pe care o poți desluși aici. Ca tipologie urbană, este firesc faptul că într-un oraș vechi de când lumea să existe o inconsecvență în raportarea exactă la locuri sau topografii. GPS-ul nu este de folos decât pentru a găsi cărările contemporane și nici de cum felile de istorie. Acolo unde astăzi este stradă va fi fost cândva o locuință. În locul unei piețe a fost vreun altar de rugăciune. Sub vreo clădire impozantă se află și poate este chiar și acum un tunel sau un apeduct, sau de ce nu, temeliile unei alte zidiri. Străzile înguste mărginite de pereți pot fi case sau zidurile unor curți interioare. Condimente și mirodenii, precum istoria Ierusalimului, de cele mai multe ori dulce, amară și nu în ultimul rând iute. Ierusalimul este o răspântie a lumii, plină de lumină și culoare. Acesta este resortul său tainic. Ierusalimul este și un oraș al paradoxurilor, și răspântia unor iluzii care te tulbură precum un labirint de oglinzi în care, deși te vezi, te simți mereu rătăcit. Aici accepți o convenție aproape teatrală, știind că ceea ce te înconjoară este adeseori o mărturie mai recentă cu sute de ani,
Și cu toate acestea, pașii tăi urcă și coboară pe scara istoriei, fără să ezite, localizând locuri și crâmpei de lume în timpuri cărora nu le aparțin. Este joaca de-a mitul și demiurgul modern, acel et ego în Ierusalim, căruia trebuie să-i faci față, atât ca provocare interioare, cât și ca relatare ulterioară. Bijuterii, aur, mătăsuri, comori, toate le fascinează pe femei. Unele dintre ele, în schimb, au fost fascinate de putere. Puterea de a apăra Ierusalimul, de a cuceri Ierusalimul, de a păzi Ierusalimul. Este dificil de scris o istorie a Ierusalimului și poate tocmai de aceea fiecare pelerin rămâne cu propria percepție despre acest loc, care se metamorfozează în dimensiunea sa globală ca o temă și ca o axă a istoriei lumii. Fiecare treaptă pe care am urcat-o, fiecare clădire pe care am admirat-o, mi-au amintit că poate, pentru orice pas înainte, unele dintre femeile Ierusalimului s-au luptat cu târzenie. Pelerinajul la Zidul Plângerii este asemenea unei întâlniri cu o persoană dragă. Creștinii bizantini, musulmani, mameluci, otomani, fiecare seminție și confesiune religioasă și-a așezat temelii în rosturile de odinioară ale cetății Ierusalimului și ale intrărilor din oraș. Aproape fiecare epocă istorică este plină de mărturii, personaje și personalități care interferează cu surprinzătoarele realități de moment, veritabile fotograme ale faptelor petrecute odată aici. Probabil că fiecare piatră poartă amprenta năzuințelor și împlinirilor oamenilor care au ajuns în aceste locuri. Bisericile, moscheile și sinagogile sunt peceți pentru a proclama în legea fiecăruia că această cale este păzită de Dumnezeu. Și așa cum odinioară Melisanda a căutat locul în care Hristos a fost îngropat, merg și eu acum pe urmele ei și mă îndrept spre Golgota. Biserica Ortodoxă a Sfântului Mormânt, acum somptoasă și înfloritoare. Regina Melisanda a avut un rol important în înfrumusețarea bisericilor din Ierusalim. Cruciații au început să sape în locul ruinilor din partea estică a sitului, descoperind bucăți din ceea ce a fost templul construit de Hadrian, hotărând să construiască acolo capela Sfintei Elena. Biserica Sfântului Mormânt a fost refăcută în stil roman și i s-a adăugat o colpodniță. Renovările reconfigurează locurile sfinte și sunt finalizate în timpul domniei reginei Melisanda în anul 1149. Desemnată moștenitoarea tronului, Melisanda a devenit regina Ierusalimului în 1131, după moartea tatălui său, regele Baldwin al II-lea. În timpul domniei acestuia, Ierusalimul ajunsese la stadiu de maximă înflorire economică și artistică, Baldwin le Burg, fiind un conducător destoinic și reușind să apere statul împotriva egiptenilor și turcilor selciuiți. În timpul domniei sale, au fost înființate primele ordine militare, iar granițele regatului au continuat să fie lărgite, odată cu cucerirea orașului Tir. Influența Ierusalimului a continuat să se extindă asupra Ediseei și Antiohiei. Fiicele lui au fost căsătorite în familii nobile ale contelui de Tripoli și ale prințului de Antiohia, în vreme ce fiica sa cea mai mare, Melisanda, a fost desemnată moștenitoarea tronului și a devenit regina Ierusalimului. Influența Ierusalimului a continuat să se extindă asupra Ediseei și Antiohiei. Fiicele lui au fost căsătorite în familiile nobile ale contelui de Tripoli și ale prințului de Antiohia, în vreme ce fiica sa cea mare, Melisanda, a fost desemnată moștenitoarea tronului și a devenit regina Ierusalimului. Locul acesta a fost descoperit de împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Putem spune că ea a fost primul pelerin. Astăzi, Biserica Sfântului Mormânt este vizitată de milioane de pelerini anual. În Ierusalimul timpurilor lui Isus, Golgota, ca loc de pedapsă, prin răstignire,
se afla dincolo de zidurile orașului. Localizarea Golgotei și a Sfântului Mormânt se numără printre cele mai sigure repere din Țara Sfântă, arheologia contemporană confirmând vechea tradiție locală a comunității creștine cu privire la aceste două obiective. Construcția măreață din secolul al IX-lea, înălțată de cruciați în locul altei biserici vechi, zidită de Sfânta Elena în secolul al IV-lea, Biserica Sfântului Mormânt este numită de ortodox și Biserica Învierii. În prezent, la Sfântul Mormânt, slujesc preoți din bisericile ortodoxă, catolică, armeană și coptă. Abia în anul 1958, primele trei dintre acestea, considerate principale, au ajuns la o înțelegere unanimă cu privire la lucrările de conservare a monumentului. Ideea unirii capelelor separate într-un edificiu unic a aparținut cruciaților, care au cucerit Ierusalimul în 1099. Impozantul locaș vorbește prin șoaptele istorie despre înviere, înviere ca temelie, cunună și biruința a creștinilor. În acest loc, ura, fanatismul și orice rivalitate au tăcut, șterse fiind de lumina care în fiecare an se coboară aici pentru a radia întreaga lume creștină. Poate fi uneori mai important să te întreb cum a fost în realitate Ierusalimul antic, cel de la începutul erei creștine, pentru a înțelege istoria sacralității orașului și geografia spirituală a acestuia. Ascuns între colinele Iudeii, acest oraș era considerat centrul lumii. Pentru un drum la Ierusalim, unii se pregătesc întreaga viață, pentru că aici au șansa de a vedea paradisul întruchipat în zidiri și culori. Mă îndrept către Betania, respirând aerul ușor și cald al bucuriei. Suntem în Betania, la biserica fondată de Melisanda, o altă regină a Ierusalimului, care a domnit între 1113 și 1153. A murit la 61 de ani, dar nu înainte de a fonda mănăstirea închinată surorilor Marta și Maria. Certificarea istorică a Betaniei datează din perioada romanilor, însă arheologii au descoperit vestigii care atestă un așezământ mult mai vechi de epocă romană. Din păcate, nu s-a păstrat nicio urmă a vreunei biserici mai vechi din secolul al IV-lea. Două veacuri mai târziu, însă, se pare că aici, pe locul numit Lazarium, există o biserică bizantină a Sfântului Lazar. Aceasta a rezistat până în anul 1143, când, după ce cruciații ajunseseră în Țara Sfântă, regina Melisanda a reparat-o și extins-o, înființând în jurul ei o mănăstire dedicată surorilor Marta și Maria. Melisanda a prevăzut așezământul cu fortificații și cu turn de supraveghere și pază. Aceeași regină a construit pe mormântul lui Lazar și o altă biserică dedicată acestuia. În 1187, la căderea regatului cruciat, edificiile au intrat în declin, rămânând doar mormântul lui Lazar și bolta de piatră de deasupra lui. Se crede chiar că Betania ar fi fost părăsită atunci pentru o vreme de locuitorii ei. E greu să-ți închipui până nu ajungi în Ierusalim, că pot exista locuri unde comerțul se face aproape la fel ca în urmă cu sute de ani. Am spus multe și frumoase despre femei, însă cu siguranță orice femeie, fie ea și regină, a mers măcar o dată în viață la piață. E rostul femeii să fie așa, să vadă și să știe ce aduce acasă și mai ales să aleagă prea bun din cele bune. Dar iată că acest lucru se întâmplă pentru noi și în zilele noastre, piața fiind una dintre principalele tentații lumești ale acestei răspântii din Ierusalim. Aici se face comerț cu de toate. Lumea se târguiește pentru cine știe ce nimicuri sau doar se plimbă căutând chilipirul, așa cum probabil se întâmpla și pe vremea Mântuitorului. Piața Mahanei, Yahuda, este o frenezie de culoare, voce și gusturi. Cea mai mare piață din Ierusalim este plină ochi cu fructe, legume, halva, curmale și o mulțime de mirodenii. Peste 250 de comercianți locali te îmbie cu o mulțime de minunății gastronomice sau artizanale. Mahane Yanuda este însă și locul ideal pentru a cina într-unul dintre restaurantele desprinse parcă din povești. Precum orice femeie, chiar dacă mă aflu în Ierusalim, sunt tentată să vin să cumpăr de-ale gurii.
Prima piață a existat aici încă din 1885, fiind înființată într-unul și pentru unul dintre nenumitele cartiere ale Ierusalimului. Încă de pe atunci locul a prins culoarea comerțului și o sonorietate specifică. S-ar putea spune că în ultima sută de ani piața Mahane Yanuda a însoțit istoria urbei ca un răspuns uman la civilizația modernă, care începuse să o cucerească. Un magazin de suveniruri în Israel este în egală măsură un magazin al tradiției mozaice. Aici putem întâlni kipa, purtată de bărbați, reprezintă mâna lui Dumnezeu peste capul lor. Mezuza se poartă la casele oamenilor și este o bucată din Tora. Tifilinul, o cămașă purtată de bărbați, cu patru șunururi care reprezintă grijile pe care trebuie să le aibă bărbatul, și nu în ultimul rând, menora, un sfeșnic cu 7 lumânări. Aerul Orientului și al Occidentului se împletesc ca nici în altă parte a lumii și piatra pe harta umanității, pentru că acest oraș multireligios și multietnic este locul pe care trebuie să-l vezi măcar o dată în viață, pentru că el este temelia a ceea ce suntem. Considerat un adevărat simbol al turismului, fie el, chiar și numai de factură spirituală, Ierusalimul are o valoare culturală inestimabilă în care tradiția nu și-a rătăcit esența, iar chemarea ei nu și-a pierdut nici când glasul. Un teritoriu încărcat de istorie, scena unor permanente conflicte de natură religioasă, Israelul căuta să-și dezvolte conștiința națională prin intermediul Ierusalimului, o regiune care cumulează așadar esența secolelor sale de existență tensionată. Viața merge însă înainte, fără să-și piardă poezia, uneori prin bărți de sânge și ocolind vag grămezi de gunoi, alteori în exaltarea purității, iar modernitatea schimbă ritmurile orașului, fără a călca iarba gingașă pe care odată de mult și-au petrecut pașii și apregele femei ale Ierusalimului. Hotar între două lumi, Ierusalimul este loc unde inima îți bate mai tare, iar sufletul intră într-un dialog indescriptibil cu veșnicia, cu fiecare bătaie a ei. Atâta istorie, atâta religie, atâta suflete care se roagă nu am găsit în niciun loc. Fiecare piatră de aici are povestea sa. Fiecare nor ce traversează cerul spune ceva. Aici simți că te întorci la esență, te întorci la rădăcini, te întorci acasă. Și nu oricum, ci într-un decor ca într-o mie de pasteluri. La Ierusalim poți redeveni pentru un răstimp copil. Ca orice firavă făptură găsești povești și zămislești în gând idealuri pe care le aduni spre a deveni măcar o clipă, precum femeie la Ierusalim.